Dragi prieteni, că întotdeauna în preajma zilei de 1 decembrie apar și reapar discuțiile cu privire la unire, la șansele care ar putea să existe și în ziua de astăzi. În legătură cu această temă pe care mi-am propus să o discutăm, am invitat astăzi doi istorici reputați. Este vorba de Ion Negrei și Anatol Petrencu. Vă salut, dragi domni, în acest studio. Și aș vrea să ne referim la un aspect poate mai puțin dezbătut al problemei, un scurt istoric al unirilor noastre, domnul Ion Negrei. Noi am avut mai multe tentative de a reîntregi statul. Să ne referim foarte pe scurt la câteva dintre ele. Anul 1600, Mihai Viteazul, dar marele puteri și vecinii mai îndepărtați, mai apropiați, au fost împotrivă, Turcia, Austria. Tânărul stat a fost destrămat, după care a urmat 1859, dar să nu uităm de 1856, când după războiul Crimeei pierdut de Rusie, sudul Basarabiei revine în cadrul Moldovei. Hai să vedem de ce n-au fost posibile să dăinuiască aceste uniri? Mă refer la cea din 1600. Într-adevăr, în ajunul zilei, chiar în preajma zilei naționale a românilor, este indicat ca să abordăm acest subiect atât din punct de vedere istoric, cât și al actualității. Istoria unificării naționale este o temă pe care o abordează toate popoarele, nu doar noi românii și în ajunul zilei de 1 decembrie. Este o stare firească a lucrurilor ca națiunile să trăiască în unitate. Dar această unitate are nevoie de un suport și ea, când există acest suport, se manifestă, când acest suport lipsește, ea dispare. Noi, românii, am avut câteva tentative, dar starea firească a tuturor națiunilor este ca să trăiască în unitate. Noi am avut câteva tentative de acestea. În primul rând, vreau să aduc aminte telespectatorilor despre statul centralizat pe timpul lui Decebal. Am avut o unitate națională în epoca antică. Strămoșii noștri au trăit într-un stat unitar, de ceva. Dar aceasta este o formă veche, arhaică, antică. În epoca modernă, în epoca evului mediu și modernă, formele acestea de unitate s-au manifestat diferit, la diferite popoare. Popoarele în evul mediu au trăit separat în niște structuri nu naționale, dar teritoriale. Toate popoarele au trăit și până ajung și formează și niște nuclee statale. Spațiul românesc, românii formați în secolele 9-10, au avut trei nuclee statale puternice și care le cunoaștem. Țara Românească, Țara Moldovei și Transilvania ca principat. Iată, o națiune în evul mediu trăia în acestea. Tendința generală a lor a fost să trăiască în unitate. Dar am avut și vecini. Nu doar noi trăim în acest spațiu, de atâta diferite forțe. Au căutat ca să împiedice și să stăpânească un segment sau altul de teritoriu și de populație în evul mediu. Și am avut că din aceste structuri, când a fost tendința să se unească, dar tendința aceasta să se unească apare în cazul unui pericol extern. Pericolul ăsta extern pentru români era invazia otomană, agresiunea otomană, deoarece peste un spațiu ortodox venea o altă națiune, venea un imperiu de o altă religie. Iar în evul mediu, lucrul acesta a venit o altă religie însemna că vine dușmanul, vine celălalt. Dar de pericole, apropo, iată, în timpul când se plăzmuia unirea din 1859, Iașul, de exemplu, colcăia de agenți ruși. Imperiul rus a făcut tot ce i-a stat în putere ca să împiedice această unire. Exact. Același lucru l-am avut și anterior. L-am avut în momentul Mihai Viteazul, la 1600,
Când a venit acest apel, care a fost înțeles de Mihai Viteazu, ca întreaga lume creștinească să se unească și să stea stabilă păgânilor, cum erau numiți musulmanii, la cel otomanii, să stea întreaga lume. Dar nu a fost apelul acesta, nu a fost receptat de toată lumea ortodoxă și Mihai Viteazu obține pentru o perioadă scurtă de timp unirea principatelor române sub o singură putere. Dar era interesul Habsburgilor și a turcilor aduce la aceea că acest moment dispare. Dar faptul că a fost înfăptuit de scurtă durată, el a rămas în memoria colectivă a românilor ca un moment posibil să se întâmple. Și se căuta o altă posibilitate, o altă situație în care să se repete această unitate națională românească în Evul Mediu. Apărea din cauza că era un singur spațiu cultural românesc, un singur spațiu ortodox, creștin, religios, un singur spațiu economic, cu Transilvania, Moldova și Țara Românească formau un spațiu, și geografic. Și în felul acesta căutau ca să găsească și unitatea politică. Unitatea politică întârzia să se manifeste, deoarece ea depinde și de factori externi, ceea ce am spus și ceea ce spuneți dumneavoastră. Este una tendință internă și factorul extern câteodată îl deturnează. Să mergem mai departe, fiindcă ne presează timpul. Este oare adevărat că atunci când, așa cum am spus, se plăzmuia, se gândea unirea de la 1859, cei de la București erau mai reticenți decât ăștia de la Iași? Cu momentul 1859, el tot apare într-un context când factorul otoman slăbește, factorul rusesc este în ofensivă și acest spațiu ortodox, cum era spațiul românesc, caută a fi ocupat de o putere ortodoxă. Puterea ortodoxă, aceasta era Imperiul Rus. Și aici era mai ușor de prins că o putere politică, o putere religioasă ortodoxă, dar o mare puternică, care se prezenta atunci ca a treia Romă, vine ca să pună stăpânire pe acest spațiu ortodox. Sub lozinca eliberării de sub agareni, de sub turci. Și aici se prinde lucrul acesta. Înțelegeau foarte bine, fiecare stat își formulează politica sa, imperiile cu atât mai mult au o politică externă destul de articulată și de complexă, și ceea ce spuneți că agenții și interesele străinilor întotdeauna erau prezente înăuntru fiecărui stat. Și în momentul în care slăbea factorul otoman, se consolida cel rusesc în spațiul nostru. Și la momentul 1859 era contradictoriu. Otomanii vedeau că pierd spațiul, rușii îl câștigă. Dar îl câștigă în ce sens? Îl câștigă sub aspect ideologic, așa. Dar aveau și o temere că unificat e o putere pentru noi, pentru dânșii deja. De aceea trebuiau să osceleze între interesul lor imperial, între interesul românilor și să caute formula lor. Și au găsit-o. Că au găsit-o în sensul următor, că au pus inițial un protectorat asupra spațiului acesta, sub lozinca ortodoxă, iar mai târziu din spațiu, de pe dimensiunea aceasta religioasă, se plasează și pe cea politică și intră în, ca factor politic. Să susțină unirea sau să nu o susțină, era problema Rusiei. Au susținut-o, în sensul, o susținem unirea românilor ca să slăbim Imperiul Otoman, dar mai departe să punem noi control prin această nouă putere formată, prin Principatele Unite în acest spațiu. Aceasta era formula pe care o juca Rusia în acest spațiu. Și căutau și factorii de influență. Factorii de influență este domnitorul, sunt boierii, mai puțin țărani, să zicem așa. Apropo, aș vrea să precizez în legătură cu ceea ce spuneți de că Rusia a sprijinit unirea, dar n-a făcut, pe de o parte,
declarativ o sprijinit-o, dar în esență a făcut totul ca să o torpeleze. Prințul Sturza era agentul lor aici, și nu, care de fapt și nu ținea doar, la moldovenismul ăsta și lui. Și nu doar Prințul Sturza, era o partidă întreagă. Nu doar ea. Da, da, o partidă întreagă din diferite categorii și mai ales erau și din partea clerului, preoți erau, care priveau Rusia ortodoxă ca o forță eliberatoare. Bancherii. Da, erau de ăștia filoruși boieri, domni filoruși care și prin dânsi se acționa. Eu și asta spun că să căutăm și care erau factorii interni folosiți de puterile externe. Și rușii au știut foarte bine, aveau diplomația aceasta a lor foarte dibace, când știau pe fiecare segment, pe fiecare categorie să apese butonul care este cu efect. Da. Și l-am avut și rușii s-au împotrivit inițial unirii, pe urmă au susținut unirea, dar facem unirea, da, sub umbrela lor. Rusă. Așa cum procedează și în ziua de astăzi. Domn profesor Petrenco, mergem mai departe, 1918, următoarea unire, unirea Basarabiei cu România, care se întâmplă cam în aceleași condiții. Erau vremuri tulburi, era un pericol de ocuparea acestui teritoriu de forțele bolșevice, care, din general, hoardele bolșevice care hălăduiau în această zonă. E același scenariu sau e diferit? Este vorba de primul război mondial și aici am omis un moment cu 1812, când Basarabia a fost anexată de Rusia. Și timp de 106 ani Basarabia a fost sub dominație țaristă. Primul război mondial a scos în evidență puterea națiunilor. Principiul națiunilor, naționalităților, a fost unul din principiile de bază și fixat și în cele 14 puncte ale președintelui Woodrow Wilson. Adică ideea era fiecare națiune să trăiască în teritoriul național. Asta pentru că în război s-au implicat imperii multinaționale și așa s-a întâmplat că același popor era în diferite armate ostile una față de alta. De exemplu, polonezii erau înrolați și în armata rusă, și în armata germană, și în austro-ungară. Și fiecare din acești conducători de imperii spunea că luptați cât mai vitejește, că noi o să vă reconstituim statul pe baza victoriei și a înfrângerii opozanților. Și atunci lumea și-a dat seama că de fapt luptă unii împotriva celorlalți. Și asta s-a întâmplat și cu noi. Angajați în armata rusă, basarabenii s-au implicat în primele luni ale primului război mondial. S-au luptat români cu români. Erau românii angajați în armata austro-ungară și români basarabeni angajați în armata țaristă. De aceea, odată cu slăbirea Imperiului Țarist, și mă refer aici la 1916, 1917, în 1916 România a intrat în război, în primul război mondial de partea Antantei, dar aici e foarte important să spun că existau la București, în România, existau două curente. Unii pledau pentru intrarea României în război de partea Triplei Alianțe, adică de partea germanilor, austro-ungarii și a Turciei, alții pledau pentru intrarea României de partea Antantei, de partea Rusiei. Și am avut reprezentanți de bază, mă refer aici la Constantin Stere, care a pledat întotdeauna pentru intrarea României în război împotriva Rusiei. Ei, așa s-a întâmplat, că influența curentului acela era mai mare și România a intrat în război. Acum, în 1917, Rusia intrând în criză totală, împăratul Nicolae II a fost nevoit să abdice, a abdicat și până la urmă are loc o revoluție, revoluția din februarie și țarismul dispare. A fost o tentativă de scurtă durată pentru Rusia ca să devină o țară democratică. S-au făcut alegeri în adunarea constituantă. Asta însemnând adunare care să elaboreze o nouă Constituție în care să ofere drepturi și libertăți inclusiv și popoarelor. Și noi aici am avut în 1917 emisari veniți de partea guvernului provizoriu care asta spuneau că în perspectivă va apărea
pe ruinele Imperiului Țarist va apărea un fel de stat asemănător cu Statele Unite ale Americii. Dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Bolșevicii dau lovitura de stat în octombrie 1917, vin la putere și promovează politici de, ale unui partid de extrema stângă. În special, cea mai gravă problemă care a fost atunci a fost problema pământului. Dacă eserii, așa, cel mai numeros partid a fost al eserilor, socialiști revoluționari, care spuneau că pământul nu aparține nimănui, el e dat de la natură, e dat de Dumnezeu și nimeni nu are drept să fie proprietar asupra pământului. Deci eserii considerau că pământul trebuie să fie dat celor care îl muncesc. Bolșevicii nu au avut un program al lor agrar, pentru că ei se considerau reprezentanții clasei muncitoare, care era o minoritate infimă în Rusia țaristă. Și atunci ei au preluat de la eseri acest program, numai că au înlocuit, au introdus în program naționalizarea pământului. Pământul a devenit al statului. Deci, în așa condiții, când bolșevicii au promovat niște politici antisociale și care nu veneau în contradicție cu proprietatea, iată că aici apar mișcări de rupere de Rusia și se formează Sfatul Țării, deci un parlament local, un parlament al Basarabiei, s-a numit Republica Democratică Moldovenească, în paranteză Basarabia, și acest Sfat al Țării. Curios, în Sfatul Țării erau mulți eseri, erau mulți revoluționari care în continuare pledau pentru socializarea pământului. Și aici sigur că a fost o problemă, pentru că primul ministru Marghiloman era șeful Partidului Conservator și era mare proprietar de pământ. Deci proprietarii de aici, de Basarabia, s-au adresat lui Marghiloman și regelui Ferdinand ca să realizeze această unire, să fie de acord cu unirea, cu condiția păstrării proprietății lor asupra pământului. Deși ei își dădeau seama că este problema și erau gata să facă reforma agrară, dar pe bază de legalitate. Așa că, dacă e vorba de marile puteri, marile puteri și problema noastră națională, problema naționalităților a fost cunoscută atunci în acea situație. Și oamenii politici de atunci, că noi am vrea să facem o comparație și cu cei de astăzi, eu am impresia că oamenii politici ai Basarabiei de atunci erau mult mai curajoși. Mulți dintre ei au văzut moartea cu ochii, au fost pe front. Aveau curajul ăsta să spună lucrurilor pe nume. Și au realizat. Iată, în condiții tot foarte grele, când erau aici, se retrăgeau trupele armata rusă, demoralizată și anarhizată. Și erau și alte capcane. Dar uitați-vă că au luat această decizie. La 27 martie 1918 este proclamată unirea, este votată unirea Basarabiei cu România. Și au urmat 22 de ani de viață în condițiile unui stat național. Apropo de ce spuneți de curajul oamenilor politici, ușor, ușor ne apropiem totuși de realitatea noastră imediată. Vine anul 1991. Iarăși, vremuri tulburi, puciul de la Moscova, mișcări aici la Chișinău, multă lume vorbește despre un moment extraordinar, aproape istoric, de realizare a unei reunificări. De ce n-a fost posibil? Cum credeți? Am să încerc eu să răspund, să meditez la această întrebare. 1991, căderea Imperiului și disoluția lui, crearea de state naționale și când colo, pentru unele popoare, 1991 este anul de mare succes pentru popoarele baltice în speță, deoarece au revenit la viața națională, au revenit la constituțiile chiar interbelice. Pentru noi, basarabeni, anul 1991 a fost mult mai complicat din cauza că în componența Imperiului Sovietic noi am fost încadrați nu în formula statală, dar într-un segment de populație. Basarabia a fost o parte a României care, inclusă în Uniunea Sovietică, nici ea nu în întregime a format Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar doar sudul și nordul a fost
ciopărțite și introduse în componența Ucrainei. În afară de aceasta, în componența Uniunii Sovietice, noi nu am avut o viață națională. Viața noastră națională a moldovenilor în componența Uniunii Sovietice era dictată de interesele Moscovei. Și aici este. Suntem moldoveni, avem o limbă aparte, o cultură aparte, o istorie aparte, suntem ortodoxi și înfrățiți cu rușii ucrainene și cu ceilalți. Viața noastră, cultura noastră, istoria noastră, niciodată nu a fost în față. Noi nu ne-am educat, nu am trăit pe fermentul național în componența Uniunii Sovietice. La momentul descompunerii Uniunii Sovietice, la aceea ne-am pomenit. Noi abia atunci, la momentul descompunerii, am pus problema identității noastre lingvistice, doar lingvistice, că suntem limba moldovenească, este identică cu cea română și nu una și aceeași, identică. Și asta este o formulă așa tot kremlinistă. Și mai târziu, abia atunci am ajuns la alfabetul latin, la momentul descompunerii, atunci am luat simbolurile naționale. Eram la momentul descompunerii Uniunii Sovietice și noi eram la poziții de start și nu la poziții finale, cum erau baltice. Asta ne-a jucat. N-am avut legătura dintre noi, cei din Basarabia, cu frații români. Ba mai mult, aici s-a cultivat o politică antiromânească. Și vă aduceți aminte chiar și discuțiile care le aveam noi prin anii 89, 90, 91, în contradictoriu. Noi, basarabene, noi, moldoveni, discutam în contradictoriu când era momentul acțiunii unitare. Și iată, de aici nu se produce. Nemții tot au fost fracționați în Uniunea Sovietică, dar ei s-au educat și în socialism, și în capitalism, în imperialismul sovietic, cel capitalism, s-au educat pe bazele aceleși culturi germane. Ei au avut aceeași monetă, ei au avut aceeași limbă, au cultivat unitatea națională. Am citit undeva că ministrul finanțelor din Germania Democrată aproape zilnic discuta cu ministrul finanțelor din Germania Federală. Ce înseamnă? Ei înțelegeau că noi trebuie să coordonăm finanțele. Coordonăm finanțele, coordonăm și celelalte. Noi am avut vreo relație, măcar pe segmentul agricol cu România în perioada aceasta de până la 91. N-am nici avut. Nemții, cu atât mai mult, nemții din Germania Federală, în Constituția lor, nu era consfințit faptul că există două Germanii. Era mereu lansată. Da. Și iată de asta, eu zic, la momentul acesta, noi eram practic nepregătiți. Și când se zice că n-am realizat unirea în 1991, nici România nu era pregătită, nici noi nu eram pregătiți. Nouă ni se spune lucrul acesta, eu tot cu un anumit scop, așa gândesc eu, cu scopul că am ratat o șansă și să nu ne mai gândim la următoarea. Hai să vedem, Anatol. Da, eu vreau să completez la ceea ce a spus colegul Ion Negrei. Dar știți ce vreau să amintesc foarte succint? Când a început cel de-al doilea război mondial, a fost semnat un document, Carta Atlanticului, în care spunea că se implică marile puteri în război și vor restabili frontierele de la 1939. Deci după ce a fost cucerită Polonia și Basarabia luată în 40, adică marile puteri, mă refer la Marea Britanie și Statele Unite, lăsau această speranță că după terminarea războiului, frontierele vor fi așa cum au fost până în 39. Dar așa s-a întâmplat în istorie, că în 1941 Hitler îl atacă pe Stalin și în 1942 Uniunea Sovietică semnează cu Marea Britanie un tratat de ajutor reciproc, dar prin care se spune că frontierele vor fi cele de la 22 iunie 1941. Și Marea Britanie, în alianță cu Statele Unite, de fapt au recunoscut pentru Uniunea Sovietică frontiera pe Prut, așa cum au luat-o rușii atunci. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că regretatul profesor Moșanu a fost în Statele Unite împreună cu alte delegații și acolo el a vorbit cu mai mulți specialiști americani în problemele astea.
Și atunci când s-a pus problema așa firavă, așa timidă, poate cumva să reîntregim țara, li s-a spus tratatul de pace din 1947, de la Paris, că după război țările învinse au fost nevoite să semneze tratate de pace prin care România s-a luat Basarabia, deci se ceda nordul Transilvaniei. Și americanii spun, iată, noi pe asta ne bazăm, pe aceste documente care au fost semnate atunci, recunoscute internațional. Deci americanii, într-un fel, s-au distanțat de acest subiect. Și în rest, ceea ce spune domnul Negrei, cu o singură precizare. Dumnealui, când a vorbit despre populație. Populația nu era pregătită, că așa mai departe. Eu cred că istoria o fac totuși elitele. Și noi, în 1991, am avut anumite persoane care au vrut unirea. Și putem face trimiterea lui un Hadir, că putem la același Moșanu, care erau profesori, oamenii erudiți, știau de unde ne tragem noi și unde trebuie să ajungem. Și s-au făcut anumite încercări de a corela lucrurile. Dar aici ajung la ceea ce spune domnul Negrei. Sigur că se pare că nici Ion Iliescu nu era foarte pregătit sau poate era presat de anumite anumite forțe din afară și nici aici nu au fost foarte prompți să-ți facă o declarație clară că noi vrem unirea sau proclamăm unirea și fie ce-o fie. Așa ceva nu s-a întâmplat. Dar, domn profesor, existau premize clare. Deci, încă o dată, erau vremuri tulburi, Ion Hadir a fost numit prim-ministru al unui guvern în exil. Se duceau delegații la București, discutau cu oficialii de acolo, știi mai multe convorbiri, încercări de a discuta, de a pune pe tapet problema. Ce a fost? De ce n-a mers? A fost din cauza lașității clasei politice sau din cauza presiunilor rușilor care între timp și-au mai revenit din Și rușii erau prezenți chiar după căderea Uniunii Sovietice și rușii au rămas prezenți în politica tuturor republicilor unionale și baltice, inclusiv, vă aduceți aminte, și baltice și probleme au avut cu, deși acolo viața națională a fost atât de pronunțată în perioada sovietică, după căderea Uniunii Sovietice, factorul rusesc s-a impus a doua oară, căuta, până nu a fost înfrânt definitiv și au rupt zidul, zăgazul și au intrat în Uniunea Europeană și în NATO. La noi lucrurile au fost mult mai complicate. Vă zic că eram unicii din Uniunea Sovietică care fragmentar am fost aduși în componența Imperiului. Și fragmentarul ăsta ne-a jucat festa. Deoarece problema Basarabiei, problema unirii, nu este doar problema basarabienilor. Este o problemă generală românească. România a pierdut Basarabia în 1940. A fost dezmembrat statul național român, creat la 1918, la care au contribuit și basarabienii. Și ultima declarație din 1940 este a Comisiei de Politică Externă a Parlamentului României, în care ei, deputații români, acceptă în supresiunea factorului politic și militar, acceptă cedarea Basarabiei, dar nu recunosc dreptul Uniunii Sovietice asupra acestui teritoriu. Acesta a fost ultimul document pe care Parlamentul Român îl face în 1940, era la 2 august 1940, cu deputații. Acum, România a făcut declarații nenumărate după condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop, l-a condamnat și România, l-am condamnat și noi în Parlamentul de la Chișinău, Moscova îl condamnă, dar nu se merge mai departe. Condamnarea înseamnă deschiderea unei ferestre spre acțiuni. Acțiunile acestea la noi sunt făcute și noi le vedem și în zilele de astăzi, pe segmentul economic, dar noi avem un segment foarte fragil, acesta este segmentul identitar. A face unirea cu o populație care simte într-un fel, cum sunt românii, care au pregătire națională și conștiința națională, cu o populație care este lipsită de un conținut național, cum sunt basarabienii, românii basarabieni, este foarte complicat.
pe acest segment, pe acest segment lipsit de identitate națională, vin altele care au grijă ca să-l agite. Și cel mai... Continuăm discuția despre acest aspect al problemei după o scurtă pauză. Continuăm discuțiile noastre pe marginea unei teme extrem de vaste, unirea. Vorbeam, bine, hai să încercăm să ne apropiem de realitatea imediată. Iată, în aceste zile chiar trăim iarăși vremuri tulburi. Avem un război alături de noi. Chiar suntem implicați în acest război. Credeți, considerați cumva că istoria ne mai dă o șansă ca să o realizăm, iată, în aceste zile? Eu am vrut o simplă completare să fac pentru anul 1991. Să nu uităm că totuși a fost o mare realizare a mișcării noastre de eliberare națională, proclamarea independenței Republicii Moldova, proclamare față de Imperiul Sovietic în caz de față. Dar după un șoc pe care l-au trecut comuniștii sovietici, după un șoc ei și-au revenit. Și au constituit aici mișcarea rusofonilor de aici și pe urmă 1992 cu războiul care ni s-a impus. Război care a fost clar declarat că este împotriva apropierii Republicii Moldova sau unirii Republicii Moldova cu România. Lukianov ne-a amenințat cu încă câteva republici separatiste în enclave de astea prorusești aici. Și pentru ceea ce mă miră foarte mult pe mine, președintele Snegor, în pofida protestului Parlamentului, în decembrie 1991, merge și semnează acolo actul acesta de aderare Republicii Moldova la CSI. Adică noi politicești ne-am despărțit, dar din punct de vedere economic, ca și cum trebuia în continuare să... Și nu doar economic, e politic. Și politic. Culmea, chiar și în aceste zile, în aceste momente, noi suntem în exact cadrul CSI-ului. Și acum, iată, revenim la situația asta de care spuneți dumneavoastră. Sigur că este o situație dramatică pentru Ucraina. Și eu aici foarte scurt vreau să spun, după destrămarea Uniunii Sovietice, poziția Occidentului a fost să recunoască frontierele dintre fostele Republici Unionale ca frontierele noi state care au apărut, noi state independente. Inclusiv Federația Rusă a recunoscut toate aceste noi realități, a recunoscut frontierele și din Europa după cel de-al doilea război mondial prin semnarea actului de la Helsinki din 1975. Dar în pofida acestor angajamente internaționale și în pofida aranjamentelor și condițiilor de trai internațional, iată că după o scurtă guvernare, o scurtă perioadă de guvernare lui Putin, în Rusia apare o forță ultranațională sau națională, ultrapatriotică, așa, care pune problema, așa cum spune, ridicării Rusiei din genunchi. Dar nu numai că se ridice Rusia din genunchi, da? S-a pus problema cuceririi lumii. Ei spun ruschi mir, asta înseamnă nu numai pace, asta înseamnă globul pământesc. Și deja ceea ce vedem noi cu ochii, se duce un război împotriva unui stat independent, suveran, Ucraina, cu atâtea victime, cu atâția morți, nu numai militari, dar civili, atâtea distrugeri. Și aici sigur că auzim tot mai des așa în rândurile cetățenilor noștri problema, dar n-ar fi oare cazul să ne unim. Eu când aud întrebarea asta, să ne unim, mă refer la Republica Moldova. Păi, sigur că sunt, părerea mea, eu pot să greșesc, eu cred că sunt niște oportunități pentru Republica Moldova. În primul rând, ce să căutăm noi în numitul CSI? Toate fostele republici care erau cândva în CSI au plecat. Și ar fi bine ca să facem așa, știți, pe o foaie de hârtie, ce avem de câștigat, ce avem de pierdut. Vă spun eu deodată, noi plătim cotizație, dar nu avem absolut nimic. CSI-ul nu funcționează. Este o instituție moartă. Trebuie să ieșim, să avem curajul să ieșim. În al doilea rând, cu regiunea separatistă,
regiune separatistă care ne face atâtea probleme. De ce să nu spunem foarte clar că este un teritoriu pe care Chișinău nu-l poate controla? Noi, asta e un teritoriu controlat de ruși. Ocupat de ruși. Ocupat de ruși. Exact, ocupat de ruși. Și regimul care este acolo este finanțat de ruși. Și în NATO, și asta, cu asta vreau să închei. De ce nu să spunem și aici tot foarte clar? Domnule, dar cum putem noi să apărăm această neutralitate? Că, știți cum ne spun? În Constituție scris neutralitate. Dar cine te respectă? Cine se respectă neutralitatea asta? Rușii ți-o respectă când au trimis 3 rachete deasupra teritoriului. Deci, intrarea în NATO și gata. Am înțeles, Ion Negrei. Revenind la clasa politică de astăzi, la prestația lor și la prestanța lor, reiterez o teză pe care am mai formulat-o aici. Suntem în plin război. Noi suntem implicați în acest război. Sigur că da, poți să o faci pe independentul, pe țară care există pe harta lumii, formal ea există, într-adevăr e așa. În esență însă trebuie să recunoști că acest stat este falimentar, că este un avorton istoric, nu e nimic rușinos, mai întâmplă accidente istorice, cu asta, din asta constă viața noastră, și atunci niște politicieni responsabili, vizionari, cred că ar căuta și alte soluții. Soluția care îți vine în minte este unirea și sunt sute de avantaje din această reunificare, dar în primul rând ar fi o posibilitate de a ne pune sub adăpostul și NATO și a Uniunii Europene, unde mai punem faptul că structurile europene cred că ar fi de acord cu această abordare. Aceeași situație am avut-o și în 1918, când căzuse Imperiul Țarist, se constituia Imperiul Sovietic, exista pericolul acesta al includerii noastre, a cuprinderii noastre în componența Imperiului Sovietic, bolșevic. Și pasul pe care l-a făcut Sfatul Țării de unire a fost ca să scape de această îmbrățișare bolșevică și să ne dea perspectiva de dezvoltare națională și democratică în componența statului român. Astăzi avem aceeași situație. Eu cred că războiul din Ucraina, declanșat de Rusia, este al doilea mare eveniment după căderea Uniunii Sovietice. După căderea Uniunii Sovietice, acum se testează forța de rezistență a statelor nou create. Țările Baltice pot să-și păstreze, dar, cum este Belarus, deja închinată Rusiei, și Ucraina, care a vrut să-și mențină filonul național concret ucrainean, este strivită astăzi de Rusia. În acest război, dacă este mai puțin așa la suprafață, dar componenta națională este foarte vizibilă. Nu rușii, după ce cuceresc teritoriu, pun panoul acela na vechi s Rasiei, mă adin narod. Așa. Cu alte cuvinte, Rusia nu cunoaște existența altor popoare în spațiu care a avut influență odată. Ea nu recunoaște existența noastră ca popor și caută în continuare să ne mențină în subdezvoltare și într-o situație de robie. În situația aceasta, ceea ce întrebați dumneavoastră, trebuie să avem și noi proiectul nostru de dezvoltare. Proiectul nostru de dezvoltare, pe care îl afișează clasa politică de astăzi, este unul de integrare europeană, care stă primul în ordine de zi, dar este și proiectul de unitate națională, de unire. Care îl punem noi prioritar? Cel de integrare europeană sau cel național? Și de ce facem așa distinții între dânsele, când acel european tot ne aduce în spațiu național? De aceea, când se face această separare, iarăși se introduce în cadrul populației, cetățenilor, o situație confuză. Noi vrem să creăm o unitate națională, dar prin proiecte de acest gen creăm iarăși dezbinarea. Și ar fi, eu cred că cel mai viabil proiect este de dezvoltare națională, de cultivare națională și cu perspectiva integrării în România.
din România, am intrat imediat, automat, în Uniunea Europeană. Că vedeți dumneavoastră, când se fac tentativele acestea de integrare europeană, care sunt reacțiile din afară? De fiecare dată. Și războiul și celelalte ne vin, nu mai facem un pas spre Europa. Ne pregătiți din punct de vedere spiritual. Dacă noi am avea o conștiință națională sănătoasă și organizați împreună cu România și cu partenerii săi europeni și cei din Alianța Nord-Atlantică, ne-ar fi mult mai ușor de penetrat spațiul acesta. Eu cred că azi și România și țările europene au înțeles foarte bine situația din Republica Moldova. Sprijinul pe care îl are azi guvernarea din partea partenerilor europeni arată că înțeleg că au greșit când au căutat proiectul acela și au sprijinit proiectul de dezvoltare separată a Republicii Moldova. A fost așa, cred că, din necunoaștere. Sau să nu-i deranjăm pe ruși. Dar azi să nu-i deranjăm pe ruși, asta înseamnă să-i încurajăm. Eu vă ascult, domn Petrencu, imediat, vă ascult și simt că trăiesc aceeași senzație de mai demult, că această oportunitate care există în aceste zile va fi ratată. Va fi ratată cu mult talent, da, să știți. Din ce cauză? Și poate că o cauză este ceea ce a spus, am venit ceea ce a spus dumneavoastră. Se referă la confuzia în care există clasa politică privind identitatea națională, pe de o parte, și pe de altă parte nehotărârea clasei politice de la București. Și ei se tem să spună răspicat, să pună punctul pe ei. Dar în consecință, repet, în condițiile unui război în care ne aflăm și noi implicați, în consecință vor avea de suferit copiii noștri care se vor confrunta cu deconectări tot mai frecvente de lumină, cu frig, cu lipsa apei și etc. Cu scumpiri, cu... Da, vreau cu sărăcie, mai scurt. Am vrut să completez. Știți, noi de foarte multe ori pretindem Occidentul, că nu se implică, că nu ne ajută. Eu vreau să fac următoarea precizare. Conducerea statelor occidentale și are electoratul său. Ei au problemele lor. De foarte multe ori aceste probleme sunt foarte, foarte deosebite, foarte distante de cei ce aici în Republica Moldova. De ce? În primul rând, eu cred că vina pentru ceea ce, sau responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă aici, o poartă actuala conducere din Republica Moldova. Ea trebuie să elaboreze niște strategii foarte clare, convingătoare și pentru noi, dar și pentru Occident, și să spună foarte clar, în perspectivă, stația, terminul este unirea cu România, întregirea cu România, să spună cu voce tare, clar, ca să înțeleagă și lumea, și conducerea occidentală, și România. Dumneavoastră a spus că ezită cumva. Păi ezită dacă nimeni nu spune nimic. Spune foarte clar, noi vrem să ne reîntregim, căutăm soluții, căi, cum să realizăm problema asta. Și atunci dispare și problema cu CSI-ul, dispare și problema admiterii în NATO și așa mai departe, pas după pas să reîntregim această țară, țara noastră. Dar așa dacă noi tăcem, dacă noi nu știm, foarte greu a spus că e limba moldovenă, e limba română. O, mulțumim că în sfârșit conducerea a recunoscut că e limba română. Și pe urmă, știți, societatea civică în Moldova, noi nu suntem români, noi suntem așa un fel de moldoveni. Civici. E moldovenism moldovenism așa aici. Suntem. Mult moldovenism, de asta separatism, de asta. Și aici educația joacă un rol foarte mare. Nu știu, domnul Ionu, educația foarte mult înseamnă. Dar nu numai educația în școală, dar și educația prin ceea ce face dumneavoastră la televizor. Dar să fie programe de stat special, așa, susținute de stat, financiar mă refer, la toate televiziunile, niște emisiuni de istorie, de limbă, de cultivarea limbii, de cultură, ca și cei maturi să știe că noi suntem un popor. Vorbeam nu așa că de izbelește fiecare ce crede. Și asta cred eu. S-ar putea să nu am dreptate. Există mult moldovenism primitiv acum, mai mult decât pe timpul Voronin, pe timpul altor trogloditi de felul ăsta. Vă dați seama, în momentul în care tot te duci la București, și te plângi că nu ai una, nu ai alta, nu ai energie electrică, dar îi permiți unei firme, o dai câștigătoare, o firmă din India, în firmă indiană, să construiască linia de tensiune înaltă, Isaccea, Vulcănești, Chișinău, asta mi se pare o manifestare a moldovenismului
cras. Da, a moldovenismului economic. Economic, acest caz. Da, dar dacă factorul acesta e economic, vedeți cum este. Noi azi am intrat într-o situație foarte complicată. Energie electrică, nu gaze, nu căldură, nu, dar sprijin din partea României avem. Să nu zicem, să recunoaștem că guvernarea stă cu telefonul conectat direct la București. Dar Bucureștiul tot trebuie să, cu Chișinău, cum spunea, condiționez, cum spunea domnul Petrencu, niște programe comune. Nu ne trebuie numai gaz și energie electrică. Nu ne trebuie și ceva în sufletele noastre să ne bace. Corea de Sud are în componența guvernului ei de zeci de ani un minister al reîntregirii. Da. Noi măcar atâta lucru nu avem. Nu-l avem. Și... un minister al reîntregirii. Da, ne trebuie. Și ei au acest minister în condițiile în care nu știu când se va întâmpla. Și ei sunt în condiții aproape de război. Noi suntem în condiții de bună colaborare și nu avem programe de genul acesta. Dar dinși încă stau aproape în condiții. Scuzați, vă rog, dar este ministerul ăsta condus de Serebrean, de reîntregire, dar cu Transnistria, o zonă care nu controlă. Asta e reîntregirea noastră, da. Păi, asta iarăși... un teritoriu controlat de ruși. Ceea ce înseamnă întregirea aceea ar fi readucerea factorului transnistrian în spațiul basarabian. Și încă e accentuat moldovenismul. Moldovenismul acesta... este foarte vizibil. Jumătate de minut. Este foarte vizibil prin promovarea de către forțele politice parlamentare. Un șir de partide care sunt parlamentul socialiști, șor și altele care mai sunt în afara parlamentului au niște politici de acestea. Eu aș propune următorul. Statul care are grijă de securitatea sa să aibă o politică națională care să fie națională și să fie obligatorie pentru partidele politice. Nu fiecare partid politic să-și elaboreze politica națională. Vă mulțumesc frumos pentru această discuție. Ar fi foarte bine să o continuăm, nu doar cu ocazii de astea, că vine, vezi, Doamne, o dată în calendar. Mulțumesc, eu vă reamintesc că sunt în așteptarea filmelor din cadrul Festivalului Filmului de un Minut. Condițiile, cred că le cunoașteți cu toții, filmăm cu telefonul mobil în această poziție, filmul până la 1 minut 59 trebuie să aibă durata, 3 premii, le trimiteți pe adresa pe care o găsiți și pe site-ul nostru, concursfilmjurnaltv.md. La sfârșit de luna mai vom face totalurile, aștept și puteți să trimiteți filmele chiar acum, pe duminica viitoare.